la Cluj Napoca, la timul Tengu, un team care în România vine și propune luptători foarte, foarte buni. Au un background foarte bun la lupta la sol. Are două lupte în Eagles, foarte bune lupte, da, foarte frumoase lupte. Ai noi spus. Raul Grive, Guzman, a cedat, dar doar foarte puțin. Da, și el a avut un moment hasliu la cântarul oficial, nu? A fost atunci când una dintre fete a pus mâna pe el, el fiind căsătorit. Da, el fiind căsătorit. Da, probabil. Asta poate fi un motiv sau poate fi acela lui Cătălin Moroșanu, care el, dacă intră o fată înainte de vreun meci în vestiar, zice că pierde meciul. Și am fost o dată la o gală și stăteam pe la vestiar pe acolo și a intrat soția promotorului și a sărit Cătălin la ea ca să o strângă de gât și când a văzut că e soția promotorului, s-a liniștit, s-a așezat ușurel jos pe scaun. Bonus mic, o rabdă și pe ea. First round. Păstrează distanța cei doi sportivi. Are Bogdan deja fanii aici în Moldova. Am văzut strigându-se numele din tribune. Bogdan, printre altele, are experiență de luptă cu rușii. A luptat într-un turneu ACB și a arătat o luptă bună. Așa că, da, este un profesionist pur sânge care nu sunt sigur că va da o luptă bună și nu are cum să se cedeze din start, că uite, mai vine rusul. Axat pe lovitura sa de dreapta sportivul din Rusia. Dar până acum Barbu are o deplasare bună în... Are deplasare bună și are acel crochet de stânga foarte bun, anume cu această lovitură, el și-a învins în fața lui Samir Aliyev. Da, și-l vedem, se duce după această ghilotină, nu a băgat bine brațul, adversarul său încearcă un control lateral. Să vedem ce va reuși rusul din această poziție. Până acum Barbu se apără bine. Vedem și genunchiul stâng s-a ajutat de el pentru a-l bloca un pic pe adversarul său. Pentru moment am avut impresia că rusul va încerca să facă o tranziție cu piciorul stâng peste adversar, dar continuă în această poziție laterală. Se apără foarte bine Bogdan, iarăși insistă pe acea priză. Da. I-a scăpat priza, să vedem poate în această poziție dacă va reuși Bogdan. Da, este... Se apără foarte bine rusul, nicătând la priza sa. Da, s-a întors rusul de acolo, încearcă să scape din acea poziție sportivul rus. Barbu strânge, dar să nu pățească cel ce am văzut în meciurile precedente, când cei doi moldoveni care au avut poziții bune au obosit. Ar trebui mai mult să lovească, e lucru care îl fac și rușii, se apără foarte bine, dar nu insistă pe submission, dar insistă pe lovituri. Acum, da, acea crucificare o are foarte bun, bine luată. Acum rusul se duce cumva tot din lateral, încearcă să puncteze, trimite câteva lovituri de braț. Nu sunt puternice aceste lovituri, dar sunt incomode și cumva îl deschid pe adversarul său, încearcă apoi da o kimura sau o americană, dar se apără foarte bine Bogdan, îi citește până când planurile sportivului din Rusia. Da, cum ar putea să încerce rusul? Uite acum a făcut crucificarea, da. Da, și foarte bune aceste lovituri de braț trimise de sportivul rus până în acest moment. Barbu rezistă, a încercat să-l împingă pe adversarul său, să-l dea la o parte, dar n-a reușit. Poate acum din nou a încercat să iasă de sub rus. Da, are priza aceea foarte bună rusul. Este un procedeu care îl folosesc foarte des adepții și reprezentanții din Dagestan, a școlii lui Abdul Manav Nurmagomedov. Da, sunt momente grele pentru Bogdan Barbu, care totuși a dus lupta până în acest moment. Faptul rezistă, că tot nu prea are elan rusul să lovească, dar sunt mistuitoare aceste lovituri. Da, nici Barbu nu are elan ca să poată să iasă de sub el, nu se poate împinge în picioare, nici măcar dacă era cumva la gardul cuștii poate să mai ajuta cu picioarele, dar așa mai dificil. A scos pentru... acum brațul, mi se pare, Bogdan. Da, a scos brațul și acum... Să vedem, adversarul său din nou se duce cu cotul. Dar foarte, a fost risipă de forță, de foarte mult pentru Bogdan Barbu, anume. Da, și încearcă să iasă din nou Barbu de sub adversarul său, rămâne în control lateral pentru moment rusul. Acum
într-un control nord-sud, să zicem, acestei da, poziții. Parțial. Da. Trebuie să fii atent la acel triangle care poate să-l facă, dar nu, este, merge anume pe, deja pe formula care i-a adus succes sportivul din Rusia. Încearcă mai departe. Se apre foarte bine Bogdan Sperling într-un fel să se dezamăgească sportivul rus, sau nu mai știu, că a încercat atât și n-a reușit. Mai sunt 32 de secunde din această repriză, care sunt sigur că Bogdan îl va duce până la capăt, fiind, având experiența pe care o are. Dar și sper la o revenire cât mai rapidă și să... Doar că... Da, sunt ultimele secunde și Barbu rezistă. Rezistă, sunt sigur că vom 10 secunde acum. Continuă rusul cu loviturile de braț. Barbu rămâne la podea, dar sunt 2-3 secunde, n-are cum să prindă finalul acestei reprize. Să vedem care va fi... S-a ridicat foarte repede Bogdan Barbu, nu de dovadă, nu de semni de oboseală. În 10 minute din această luptă, Bogdan Barbu împotriva sportivului rus Ivan Eremenko. Acest Eremenko vine la început de carieră, a suferit 2 înfrângeri, dar apoi are un șir de 4 victorii consecutive. Este un sportiv foarte valoros, dar Bogdan se luptă de la egal la egal cu el. Second round. Da, de o parte se strigă Vanea, de o parte se strigă Bogdan, da. Fiecare cu galeria lui și Ivan Eremenko, dar și Bogdan Barbu. Un low kick a rusului. Acum, din nou, Barbu încearcă să-l ducă el pe adversarul său. Îl ține la gardul cuștii pe Eremenko. A încercat pentru un moment să-l ducă la podea. Să vedem din nou, Barbu trage cumva acolo de adversarul său. E el acum țintit cu spatele la cușcă. Da, iarăși, l-a dus foarte ușor sportivul din Rusia la sol. Acum încearcă să-și îmbunătățească poziția. Am mai văzut... aproximativ 3 minute și jumătate din prima repriză, cam în același stil s-a derulat lucrurile. Barbu, un sportiv rezistent, a dus foarte bine prima repriză. Să vedem care va fi abordarea sa din această poziție, pentru că rusul este în acest control lateral, care tot încearcă cu piciorul stâng să facă ceva, să-i prindă un braț cumva acolo, să-l tragă de cap pe Barbu, să obțină o finalizare. Foarte bine se apără Barbu până acest moment, asta pentru că a reușit să facă priză cu cele două brațe și să închidă cumva unghiurile de atac ale rusului. Băi, se cere lui Barbu de la margine să bage genunchiul în interior pentru a intra în acea demigardă. Da, dar și rusul îi citește planurile și deodată îi contrapune anume acel genunchi. Și da, aceste lovituri mistuiesc. Greșelile care le-au făcut primii doi noștri sportivi care deja și-au încheiat evoluția lor în această seară a fost că nu loveau. Da, lovituri care mistuiesc, punctează și așa mai departe. Rusul domine și această jumătatea primei reprize, da? Față de arbitri și multe domină, dar se apără foarte bine Bogdan, încearcă, dar până când toate acțiunile lui sunt pentru a se apăra și pentru a diminua
anume acel prejudiciu pe care poate să-l aducă sportivul din Rusia, nu construiește pentru finalizare, dar pentru apărare. Și acest lucru întotdeauna este mai dificil. Când ataci, când ești în atac, atunci altfel și te miști, altfel este și... Creierul este și el mai limpede, respiri altfel. Una e să stai cu adversarul peste tine, respiri mult mai greu, te oxigenezi mai greu. Totuși, sunt la o categorie mai joasă, asta partea mai urâtă a acestui moment când stai pe spate este la plus 100 de kilograme sau plus 90. Plus... Acum la ei la 60 și... Da, sunt mai viabil. Da, mai lejer un pic. A încercat să-l păcălească rusul pe Bogdan Barbu. Da, și i-a reușit. I-a și reușit, da. I-a dat așa puțin numele că s-ar duce după o ghilotină și imediat a luat picioarele. A doua repriză dominată de sportivul rus. Da, dar se apără foarte bine Bogdan și este foarte puternic rusul. Aș spune că să lucreze în asemenea, în așa timpou, iarăși priză, dar foarte greu având... Da, și din nou rusul reușește să ducă cu spatele la podea pe sportivul care reprezintă Moldova în această seară. E într-o demigardă, are o poziție defensivă mai bună acum Barbu față de ce s-a întâmplat în prima parte a acestei reprize, atunci când adversarul s-a stat în control lateral și a încercat să-și îmbunătățească poziția, să vedem dacă aici rusul, da, cumva am avut impresia că va încerca să se ducă din nou după o strangulare. În primul rând, Barbu din această poziție nu reușește nici să bage bine antebrațul pe sub gâtul adversarului, nici să facă o priză pe cele două brațe pentru a-l pune în dificultate pe rus. Doar că rusul ia picioarele, da. Rusul îi cam ia picioarele de multe ori. Acum continuă și Barbu, trimite câteva lovituri de braț. El cumva cu picioarele stă foarte bine, pentru că rusul nu poate să-l apuce, să-l împiedice. Vedem, se chinuie. Acum a luat și un picior cu piciorul său. Și tot încearcă rusul să tragă de Barbu, să-l pună la podea. Totuși o a doua repriză în favoarea lui Eremenko. În favoarea lui Eremenko, dar pe final de repriză i-a pus careva probleme Bogdan Barbu. Un pic așa am văzut în privirea lui Eremenko ceva decepție. Adică un pic dezamăgit că nu-i cam merg lucrurile bine. Amizat că poate să finalizeze în prima repriză, într-a doua repriză deja n-a reușit să-l ducă la podea. Sper că acest cumva poate îi spune ceva antrenorul acum lui Bogdan Barbu și găsând acele resurse să revină și are nevoie ori în submission sau o strangulare pentru... Bogdan Barbu este un sportiv capabil să răstoarne un meci în ultima repriză. Evident. Sunt unii despre care nu poți să spui lucrul ăsta, dar despre Barbu despre Barbu spui cu siguranță. Da, poți să spui acest lucru. Activitate intensă în colțul sportivului da, rus. Da, și de dovadă de oboseală. Sportivul din Rusia încearcă să-l resusciteze ambii antrenori, pe când Bogdan Barbu arată că este dornic de a prelungi lupta. Și ceva s-a întâmplat în colțul rusului. Au rămas câteva cuburi de gheață. Totuși, cei din staff au văzut și au strâns cuburile de gheață pe jos. Era destul de periculos dacă rămâneau acolo și nu le observam. Stai ca un cuia și fata în ring. Au descuia poarta în cele din urmă. Este susținut de către publicul chișinăoian Bogdan Barbu. Da. Îl îndeamnă să revină, să... Da, și cred că aceste momente de întrerupere, pentru că suprafața este foarte udă, îl ajută pe rus, pentru că Barbu era pregătit de dinainte să reia meciul și rusul a mai tras de timp un pic stafful său acum. Da, a făcut că... spus de apă aici, dar s-a și Bogdan, oricum, sunt ambii sunt în condiții similare. Hai, ready!
Da, ultimele 5 minute, ultima repriză. Barbu împotriva lui Eremenko. I-a luat centrul ringului Bogdan Barbu, insistă. Da, foarte bine Barbu cu câteva lovituri de braț, au fost vreo 3 croșei. Și iarăși croșeu foarte bun a intrat. Da, și are probleme rusul, sunt e o tăietură. Pretinde că a fost că a intrat degetul, că a intrat degetul în ochi. Nu, nu cred că a fost cazul de așa ceva. O compresă ar trebui cu ceai de mușețel, nu? Da, sunt acum recent, sau au fost și schimbări în reguli. Dacă este intenționat, nu îi se mai permite lui John Jones, era sportivul care permanent își folosea degetele în moment când se apăra. Dar acum n-a fost nici intenție și a fost doar o lovitură. Da, erau foarte mulți sportivi care luptau cu brațul din față. Din față, că de asta acum nu se permite. Deja de regulă nu e permis. Regulamentul scrie prompt că nu se permite altfel de mișcare. Barba a fost foarte bun în picioare, adică cel puțin în acest început de repriză a reușit acele croșee care l-au pus în dificultate pe rus. Acum rusul ia piciorul și cred că îl va continua, ceea ce a făcut bine pentru el. Încearcă să facă, da, să meargă pe formula veche. A luat priza foarte bună Bogdan Barba, dar iar ar trebui să-l mențină, dar se... Nu, scoate capul sportivul rus. Picioare, lucru de picioare, dacă reușea să închide acel lacăt cu picioarele și nu putea să ridice rusul bazinul în sus, cu siguranță putea să finalizeze. Încearcă rusul acum să ia spatele lui Barbu, să vedem dacă va reuși acest lucru. De-a luat doar un picior și se apără foarte bine Barbu, ținându-i acel braț pentru a evita momentul de lovituri. Dar nu lasă să-și îmbunătățească poziția. Da. Dar uite acum și îmbunătățește. Da, reușește cele din urmă. Da, se duce după strangulare să vedem dacă va reuși rusul acest procedeu. Nu, scapă priza. Da, sunt momente care îl obosesc, le puizează, stor de energie pe Barbu, acum când stă cu adversarul său în spate și încasează și câteva lovituri de la sportivul rus. Și bineînțeles au fost și acele tentative de a strangula ale lui Eremenko. Da, acum întins cumva Barbu de adversarul său, este cu spatele la podea, să vedem ce va reuși rusul în această poziție. Dar putea să se ducă cumva după un braț, pentru că și Bogdan a stat cu brațele deschise, dar e destul de greu dacă nu ești într-un control deasupra din această poziție să-ți găsești distanța, să încerci o americană. Da, e destul foarte de greu. E dificil, doar în poziție, da, doar să te aperi în asemenea poziție, să nu-i dai posibilitatea să îmbunătățească, să se îndrepte pentru a avea elan, pentru a lovi. Doar așa cumva să-i legi din mișcare. Da, acum rusul continuă cu lovitorile de braț spre figura adversarului. Este într-un control deasupra sportivul rus. Încearcă să termine meciul înainte de limită cu aceste lovituri de braț. 1 minut și vreo 40 de secunde până la finalul foarte meciului. Foarte dificil pentru Bogdan Barbu. Aș dori cu foarte tare ca să cumva să-și... Se apără foarte bine, încearcă, se mișcă, nu este într-o apărare statornică, dar periculoase aceste lovituri a rusului, oricare din ea poate să fie fatală. Da, și rusul se lasă cumva cu pieptul pe fața lui. Se lasă, își pregătește Barbu atacul, nu se grăbește, iarăși, tânăr, dar experimentat acest rus. Da, bine școlit, putem spune. Bine școlit, adevărat. Uite, a reușit Bogdan să-și se revine. Da, să vedem dacă din această poziție Barbu va reuși ceva. Este deasupra adversarului cumva. Lovituri de braț ale lui Barbu, dar
adversarul său reușește să se apere. Cred că ar trebui Bogdan cumva să... Da, asta trebuia să facă. Se arunce cu loviturile de braț spre figura adversarului și continuă din această poziție. Ia și spatele lui Eremenko. Mai are 48 de secunde și se apără bine Eremenko, dar are deja, este... Poate acum Barbu cu o strangulare, să vedem această ghilotină. Insistă pe cele strangulare, dar se apără foarte bine, iarăși nu are priză de picioare. E foarte, practic e imposibil să faci această strangulare dacă nu ai priză. Da, trage Barbu cu toată puterea de capul adversarului. Încearcă cumva să-l incapaciteze pe Rus, dar acesta nu renunță și s-a apărat excelent. Exact cum spuneai și tu, Ivan, nicio șansă pentru tizul tău, Ivan Eremenko, da. Să piardă meciul înainte de limită, apărându-se în acest stil. A fost într-o situație dificilă, a avut Bogdan câteva momente când putea să finalizeze această luptă. Bine, a fost o luptă frumoasă, arată foarte obosit acest Ivan Eremenko. Foarte bună luptă a lui Bogdan Barbu, dar după conform evoluției, cred că oricum este victoria din partea lui. A pierdut două reprize, chiar dacă ar fi câștigat-o pe ultima, totuși Barbu a cam pierdut aceste primele două reprize. Acel moment când a pretins rusul că a fost lovit în ochi, dar cu certitudine n-a fost o intenție de partea lui Bogdan Barbu, a fost dat dovadă de fair play, a avut o luptă extraordinară cu un, eu cred, cel mai puternic adversar al său, din ceea ce am văzut eu, recordul lui Bogdan Barbu, a dat dovadă de o luptă frumoasă, spectaculoasă, plăcută publicului, dar părea dificil pentru el acest rus. Într-adevăr, sportivii din Rusia vin cu o apărare foarte, foarte bună. Dacă să vedem retrospectiva luptelor care au fost în această seară, putem să menționăm acel fapt că toți trei luptători ruși au fost în situații extrem de dificile. Sportivii noștri au avut prize foarte și foarte bune, dar n-au putut să le ducă la bun sfârșit. Că nu le-a ajuns foarte puțin pentru a finaliza aceste lupte. Și pe de altă parte, sportivii ruși, chiar fiind în situații critice, au știut cum să se apere și cum să-și joace momentul. Avem încă o victorie a sportivilor care reprezintă această mișcare, această platformă socială la Moment Sportiv Industrials. Urmează alte trei lupte. Urmează alte trei lupte care vor fi la fel de spectaculoase, sunt sigur. Momente de când se apăra mai mult Bogdan Barbu, a avut o apărare foarte efectivă și în mare măsură cred că a ajutat, rolul principal a avut pregătirea fizică a sportivului din Rusia, deoarece anume momentele este dificile a știut cum să se apere și cum să le depășească. Anume din aceste mici lucruri și se formează o victorie sau o înfrângere. A
câta oară vedem acele prize foarte bune luate de Bogdan Barbu, dar care nu au fost... Au fost speculate foarte bine de către Rus și de fiecare dată a știut cum să se apere și apoi să revină, deoarece în asemenea situație este și momentul când depui un efort foarte mare, ai o risipă de efort și când sportivul, oponentul, se eliberează în aceste prize, vine cu un suflu mai mare, cu dorință mai mare de a învinge. Îl am alături de mine pe Bogdan Barbu, un sportiv român adoptat de publicul de aici din Chișinău. Spune-ne și nouă ce ți-a lipsit în această seară să obții o nouă victorie aici la Eagles. Primul vreau să spun în seara toată lumea, vă mulțumesc din toți sprijinul care mi l-ați acordat și pare rău că v-am dezamăgit, dar așa e. Nu știu ce spun, m-am simțit... Bine, m-am pregătit, foarte bine, dar posibil puțină încredere n-am avut, nu știu să zic. Na. Pare rău, trebuie să învățăm din greșeli, data viitoare să fim mai buni. Știu că îți dorești foarte mult să lupți pentru titlul aici la Eagles. Văd că toată lumea te susține. Dacă o să ia un adversar din Moldova, cum crezi că o să fie acel meci? O să fie de partea ta, cei din Moldova sau de partea moldovenului? Sincer, să fiu... Este un public minunat și văd că apreciază sportul. Apreciază oamenii care fac spectacol și cred că și dacă nu mă băteam pentru Moldova, cred că tot mă susțineau. Da, mulțumim Bogdan Barbu, felicitări încă o dată și te așteptăm și la următoarea gală. Mare plăcere. Mulțumesc, seara faină.